Da, imediat băieții, dăm drumul la treabă, vă salut pe toți, dăm drumul și pe TikTok. Ce, nu mă aud? E prea tare muzica? E prea tare muzica, băi, Raule? Nu mă obine, nu ce ai. Raule! Blicuceara vopsită. Bine, mă, o dau mai încet, uite. O dau... Acum cred că e perfect. Sper. Așa. Fac. Da, să verifici pe TikTok dacă mă aud și dăm drumul la treabă. Ia, sper să văd. Bun, perfect. Gata. Ce ați făcut, băieți, voi la weekend? V-ați terminat? Ce v-a dat? Mbappé, Dembélé sau ceilalți francezi? Griezmann și Lacazette. Frumos. Ce-a fac și eu pe RTG? Mai am 4 meci, trebuie să iau 3, mi se pare. Sau ceva de gen. Cu echipă non-rară. Adam e cel mai bușcător la mine pe RTG-ul ăla. Păi după weekend league-ul ăsta, bucătarilor, se fac schimbări la echipă, 1 milion de coins ca lumea, bine, aproximativ 1 milion de coins, că cine știe cu cine lovește. Trebuie să vină neapărat Van Dijk, că trebuie să facem 1000 de puncte la Rivals, băieți, ca să ne calificăm la regional. Din ianuarie, Raule, atenție,
Deci punctele astea contează pentru ăla din ianuarie. Dar întrebarea mea este, pentru Champions League nu contează și ele? O să joace oricine la Champions League? Asta ar fi culmea, să joace cine are modul competitiv pe Champions League și aia cu 300 de puncte să joace. Am luat Fofanaș și Perisic, 15 am terminat. Bine! Bine 15! Bine 15 acolo. Bă, da, e bug, că nu mai apare numele. Dar gen de mult. E bug de la FIFA? Și PSN-ul. Eu n-am umblat la nimic la SP. Mă, pe ele turne. Mă. Ce pasă bun. Te pop, Bogdane. Da, mă, nu înțeleg pentru Champions League ce puncte îți contezi. Că acolo scrie clar. Contează pentru regionalul de pe 7-8 punctele astea. Pentru Champions League. M-a prins din urmă, ești nebun. Să vedem. E greu să cred că nu o să conteze punctele astea și pentru Champions League. Bine, în general, la Champions League, de când e FIFA, au participat mai mulți oameni, că nu erau așa mari restricțiile de puncte, ca să zic așa. Gen, anul trecut, pe nemții a scos de pe regiunea noastră, puteau participa mult mai mulți oameni. Acum să vedem. Raul e pro player, e generic, dar nu se face update, mă, pe ăla. Da, bă, că nu se face, scrie la 5 minute. Ba da, s-a făcut, că eram pe 483 și azi când m-am uitat, acum vreo jumătate de ori eram pe 493 și n-am mai scad deloc, gen, era normal să scad. Cred că se face. A dat omul meu pressing, mă. Asta e tactica lui. Câștigătoare, pressing. Bine, domne. Tu știi. Mamă, grasule. Salut, salut. Ne-am adunat ce rău să înțelegem ce ai scris. Mamă. Gercai 460 de puncte, mă. Ești casual în elite. Un rezumat. Mamă, ne-am adunat 10 orașe, mamă. Hai să dăm și noi un gol din 5 șuturi, zic și eu. Salut, Alex Gamerul, salut. Bă, deci cu Champions League-ul chiar sunt curios. Și primul turneu pe 10 noiembrie, băieți, la dublu. Meciuri infernale acolo. Numai echipe din Polonia și din România. Pe regiunea asta de unde ne-a pus. Stai așa, imediat citesc. Vreau să mă dezobișnuiesc să citesc chat-ul așa la secundă să-mi întorc capul. Că îmi dau ăștia un gol și ați văzut ca meciul de McKinnon și abia în minutul 88 îi dau gol. Mai ales cu ăsta care face pressing omul.
Dacă acum tot 512-750, nu e 750, că eu încă sunt în top. E 730. Cam așa. Gândește, după două săptămâni o să fie... Băi, probabil, dar ca să fii sigur, trebuie 1000 de puncte. Adică, la 1000 de puncte pot să fie și 1000 de oameni. Nu, 900 de oameni de pe Europa. Dacă fac 1000 de puncte, în 900 de inși se joacă regionalul din ianuarie, știi? Trebuie să fii sigur cu alea. În rest, da, într-adevăr, acum nu mai trebuie să ai așa puncte sus, pentru că se adaptează la din 5 în 5 minute și te ajută. Nu mai stai, mamă, domne, mai fi calificat, nu m-am calificat. Se-a datat peste o zi, două. Joci toate meciurile, ales gamerul 10 meciuri, bro, azi, 10 mâine, ca de obicei. Cu creionul. Zi mai Clash, tu. Glumim și noi. Hai, zic Andrei, Forța Steaua. Te pup, Magnes. Așa ca mai înainte, margamat cu Nedel, cu unde? La Weekend League? Sau unde? Hai, bro, hai. Stați așa, mai salut și oameni de pe TikTok pe aici. Mamă, uite chat-ul ăsta. Thanks for the tap-tap. Rivals. Și ce a făcut? Rivals. Divizia rivalilor. Ce a făcut în divizia rivalilor? Am uitat să pun cam 1 cu 0, băieți, stați așa. Cu 0, bam. 6-4, pentru? Medel cu? Pardon. Hai că a venit galeria, a venit tornado. Pe cea. Aolo. Marga din pac. Oh. Mamă, și avea multe marga, ma, nu? Eu cred că și la egală îi dădea multe. Păcat, păcat. Mamă, Arnautovici, ăsta e coșmarul meu. 940. Ba, i-a dat minus cât? Minus 8. Erau bune punctele astea, rău de tot. Na, prea... prea din unghi, prea forțat. E grasul, dar totuși. Thanks for the tap-tap. Tap-tap-tap-tap. Mam. Mam, bine mă, nu e. Am crezut că l-am mutat degeaba, dar a spus cu cap. Dacă se face calcul, ne-am scris pe bune. Bă, cel mai mult la egal, cred că am luat plus 6. Unul de avea 880 sau ceva de genul. E gros.
Soțo. Oricum, la regional e bine, l-am pe Mbappé la un. Pentru turneul ăla de dublu, mai câștig niște coin și acolo. E echipă aproape cea mai bună pentru regionale, de ce e bine. Mamă, m-a făcut asta. Frumos aici. Ce a dat un shoot al meu. Bine. Salut, salut Anti, ti se pare bun Neymar pentru New Gen? Da, e bun, e bun, bro. Îți trebuie și pentru chemistry să alegi pe Mbappé. Trebuie să joci cu el. Ești cam condamnat să joci cu el. Mie îmi place. Mai are 5-5, dar pase bune. E ce trebuie. Mama, altul care îmi joacă pressing, frate. Numai de papagal de ăștia dau. De vor să facă joc cu toată munca. N-aveam cum să dau lob, cred. Am zis că trec de el în viteză. M-am uitat la Teo. N-ai cum să joci cu el, chiar e useless. Teo Hernandez? Da, ăla e janghină. Lui W sau ce poziție au dat. E la mișto cardul ăla. Ăla n-are poziție pe FIFA să-l joci. Atât de slab e, nu știu. Un promo fail. De asta nici nu am făcut clip pe canal la mine cu review la promo ăsta, că n-are rost, ce să zic, că nu merită niciun card de acolo. Efectiv niciun. De Perisic ce zici? Merge juca Perisic. Nu e rău. Perisic mereu a fost bunicel în FIFA. A fost cardul ăla bun de nu-i băgat de nimeni în seamă. Ceva de genul, așa a fost mereu Perisic. Persoane pe like, 15 like-uri, hai cu 20 de like-uri. Da, am frizat la pe cât de mâză, știi că e chiar ok. Da, am friz, da, da, am friz, e card mare, rău, are body type-ul ăla, ăla e bun, da, da, am friz. Mă, Peris, ce bun, îți dai seama, are 4-5. Mă, e bun, e bun. L-a fost bun mereu în orice FIFA. Că e înalt, 4-5, acum lengthy. Ma. Bă, dar n-am ce să le fac la ăștia cu Arnautovic, mă. Fofana e lenc, da, și Fofana e bunicel. E stilul Sisoko, așa, Fofana.
Da, un fel de via era așa. Acum Vieira Baby. Deci cred că e cel mai bun an al lui Vieira ăla. Bă, la Baby e monstru. Deci n-am putut să trec de el. Bă, la mid, am jucat și potriva lui la mid. Bă, da, la Baby. Bă, uite, moșule, cum stăm preșteri acum. Ce a fost voiere, pericole? Ai formație contra 5-2-1-2? Formația aia e contra mea, la aia. O joc top aia, când joacă cineva. 5-2-1-2. R9 R9 Toată lumea, toate națiile R9, R9 R9, nu știu ce, și la noi la români grasul. Bă, dar nu mai apar numele, nu înțeleg ce s-a întâmplat. E un bug? Sau am eu o setare? Mama a făcut asta toate obiectivele din galaxie de există pe jocul ăsta. Are toate obiectivele bifate. Mai mult doi are. Cine stă, mă, că ți-e și înalt așa? Ure, bă, cine e ăsta, mă? Mamă, și cât afred are. Mamă, și că e bizonul în UR ăsta. Ești că era la Sina Traore. Le-am fost la Monaco și la CFR. Oh! Mamă, ce făcusem. E exact turea la nou. Mamă! Mamă, dacă e uriaș. Ești că e un mangozaur din Ben 10. Față de ăștia. Uite cât e pe lângă Militao, ce corp au ai mei. Tu dai. Nu se poate, mă.
Cum aleargă? Bă, mi-e frică de asta. Uite-l cât e. Nu. Nu, că dacă o centrează... Ce vans. Am scăpat. Frate, am ajuns să tremur. Îmi faci și mie un review, fratelu. Trebuie să donezi 2 euro, bro. Și fac pe canalul meu. Sau dacă ești la Remus pe Discord, pune acolo echipa. Dă bine cu capul, are 50 de fading accuracy. Am înțeles, înalt, eu centrez și îți dă pe lângă. Mamă, așa prost mi-am făcut acolo. Hai de bun, lasă-ne, că ești mare și prost, ești nebun la cap. Mă, hai că mi-am figea. Mulțumesc acolo pentru tap-tapuri. Nu. Bă, da. Îi sar toate mingile, mă. Da, mamă, bine că e bara a doua asta la corner. M-a luat. Bă, e slab cardul ăsta. Dacă îți dă o centrare de-aia la limea reală, poți să ți-o înfigă. Durerea e lengthy și are 97 de imposition, nici 98 shot power. Bă, lasă-mă naibii. Nici grasul n-are așa. E grasul varianta la 2 metri. Uite-l cât e, frate. Ma, păi nu-l mai crezi dacă pleacă așa în spate cu tine. Asta și cu Haaland ți-a în atac. Nu, mai pe sus. Haide. Asta și cu Haaland. Asta, Haaland, Ronaldo. Și centrezi în continuu. Ce mă rog? Făcut în Bemba, bă, băiatule. În Bemba. În Bemba move. Imediat vă citesc mesajele, băieți. Lasă-i mai înfig una lui ăsta. Să fim liniștiți. Pe ce poți să trebuie și ca Pargitum să dea randament maxim și check-e, mulțumesc. Bro... Cred că Shadow și KM, sincer, într-o formație Nero. Așa-l văd eu. Te pup, Robi, te pup.
Te pom atac. Salut, Fire, salut. N-ai pentru ce, bro? Mersi, mersi LCH Gamer. Asta s-a dat pressing, fratele meu. O, dar de toți maniaci dau. Te pop, Luci. Bun, a ieșit. Băi, eu am uitat la 7 și meciul voluntar cu petrolul. Și mă duc. Trebuie să le dau reșchituri la astea. Da, am timp, mă. Am timp, e timp. Te pup, băi, Luci, ce faci? Dați acolo tap-tap-uri și voi ăștia de pe TikTok, vă rog frumos. Da, e bun, dai sub, Walker. O să-l schimb. Că iau... Iau Walker cu Van Dijk și Salah, probabil. Să vedem ce mai am conști. Dar e bunicelul Hakimi. Mergi. Agil 4 cu 4, cred. Am durat să despre cum să mă apăr mai bine să nu mai... Te referi că ți-ai kick-off-uri, nu? Băi, bro, și eu mi-am kick-off-uri multe, să știi. What the fuck? Maldini cu VVD, haha. Mai avea echipa să păstreze și restricțiile, știi? Am greșit aici. Sau? Sorry. Sorry, not sorry. Nu apără kick-off în general, că mă apăr prost. Bă, și categol. Ce urzic categol. Da, bagă și tu un offside trap. La kick-off, dacă e, bro. Fault. Hei, și roșu trebuia. Da, merge de aici, să vedem. Slăbuț. Slăbuț, slăbuț. Dați voi tap-tap-uri acolo, vă rog frumos. Mare, te pup, Marco, ce faci, cum ești? Cât ai la Weekend League? Mamă, Marco, ce gol mi-am luat. Bună pasă. Salut, Habibiro, salut. Ai, de voi, Tex. De vas, băi. Iar cu dribbling-uri eu îi dau două pe sus și gata.
Unde mi se mișcă bro și rapid? La mine abia se mișcă pe 28 mesi. Ei, ți se pare ție bro că se mișcă rapid? Că nu se mișcă, crede-mă. Vezi, tu ești tare frate că mi-ai scos moderatorul fără motiv. Să, Marco! Salut, Darius, te pup! Nu pot să-l condam. Pe viziteu, pe Luci. Poate să-ți scoate canalul lui, bro. A, la 120 de Hz, da. Thanks for that up. Marco, te-ai întors din misiunea interspațială. Ce tactici folosești? Bro, nici eu nu știu, mi l-a făcut Remus. Formația asta 4-3-2-1 e singura pe care nu știu să-mi fac singur tacticile și mi le face Remus. Ești mechie rău, game-a terminat. Ce ești, îl condamn eu, dăm hai terminat, bă. Băi, Marco, lasă-mă în pace, nu mai zice nimic. Nu-i canalul meu, eu am canalul meu Kingando, Madness. Vă dau link-ul după... Salut, Ovidiu, salut, respect. Vă dau link-ul după ce termin meciul la canalul meu. Mai trebuie 5 abonați să fac 300. Fac live acolo, bro. De exemplu, eram făcut... Mi-a dat Neymar Redmi, e bun rău de tot. Bravo, bă, Robinacule. Bravo. Fac și acolo live, bro. Acolo fac în cursul săptămânii. Și aici fac la Weekend League. Și postez și clipuri acolo la mine. Mamă, s-a lovit mingea de ăsta, mă. Nu se poate, mă. N-am putut să-i dau gol când a fost mai jos. Mersi frumos. Să nu se răzbune că n-am putut să-i dau gol când era mai jos. Ce de Tiagorul Breaker cu Renato? Bă, buni, ofensivi, cam micuți. Nu o să câștigi un duel la mijloc la cap. Asta e singurul minus. În rest, bun, tehnici, rapizi din analog, sunt ce trebuie pe delay. Bine, și nu o să te aperi, trebuie să te aperi tu foarte, foarte bine. Na, am dat-o prea încet. Prea târziu, pardon. Eu joc cu skill și driblez mult, atunci e bine. Joc și pe old. Bă, pe old gen nu prea mă pricep să știi la ce carduri trebuie. Și doar că nu e meta, o cu lengthy pe Olgen, atât. În rest, nu prea mă pricep. Aaaa. Ce a fost asta? Am dat shoot acolo! De ce nu e genul ăla? Îl am! Robinacu, salut Alin din eu. Bă, am dat shoot acolo! Mi-a dat pasă! Doamne, mi-a dat pasă în gura porții, mă, genul ăla cu poarta goală. Uite de ce nu iau genul ăla din... Aoleo! Trebuie să iau Mbappé, Robi, dar întâi să iau Van Dijk, Walker, Salah, să leg, știi? Și după Mbappé, pe care oricum îl am loan, știi? La regionale l-am pe Mbappé. Încerc să iau cardurile pe care nu le am loan. Cum dracu de ți-apăr mesajele instant? Bă, nu e bine că le citesc instant, să știi? Trebuie să mă dezobișnuiesc. Așa mi-au goluri, că mă uit la chat. Că mă uit la chat că nu trebuie, gen, când stai aici, știi? E bună, cred. Nu mai e. Ai delay. A, n-am delay deloc, nu? E bine. Nu știu, nu m-am pricep la setări. Nu le-am făcut eu. Și la obiez la fel.
Não, calquei. Trei snap. Mi s-a dat fire la draft. N-a ieșit bine pentru ăla de mi-a dat. Nu e problema de strength mai. Da, cu Cristi am văzut că scriu și le citit lui și îmi răspunde într-o săptămână stream. Da, păi știi, nu mi se pare ok, știi, omul scrie și tu până îi răspunzi, poate ai ieșit de pe live. De asta încerc să răspund repede la mesaje. Evident, dacă ăla e în careul meu sau în careul lui, nu pot să-l răspund atunci pe moment. '20 Madness. Că nu mi-apare. Pe YouTube nu ești? Ba da, bro, dar pe canalul Stanley Sports. În weekend fac aici live-ul cu Weekend League. În curs săptămânii pe King Ang. Și când e Weekend League-ul sâmbătă duminică pe Stanley Sports. Pe YouTube. Bogdan Sârbu. Mersi la fel, Madness. Nu m-a conectat. Bine, mă. Brazilian în full mi-a făcut acolo. Am făcut doar prima schemă, dar în fine. Salut, Mitic, salut. Poți să-mi arăți și mie tactics? O să fac un clip, bro, despre tactici. La mine pe canal. Să-l postez acolo. Oricum, astea de pe 4-3-2-1 nu cred că le dau. Le țin pentru turneu. Secrete. Ia să vedem, intră de aici. Aulo. Thanks, bro. Thanks, bro. Bă, 2-2 steaua. Haterii stelei de pe chat. 2-2 cu Anderlecht. Ce zice? Se califică CFR? Eu zic că da. Voi ce credeți? Eu zic că se califică. Bate 1-0. Și gata. Calificat. Mam. Se califică ca o soartă ca Antadean. Bă, deci au bătut pe Slavia tur-retur și a bătut Tivaspor pe ei tur-retur, ești nebun? Știți că poate să ajungă toate trei echipe, ei, Tivaspor și Slavia, la 10 puncte. Reșcuit. Bun. Dar se califică CFR cu Sivaspor. Păi au făcut doar un punct. Din astea 3.
Deci ok dacă scarifică CFR. Bă, și dacă pică cu o echipă șmecheră, cred că merg și eu la Cluj la meci. Nu neapărat șmecheră, da. Sau să pice cu o echipă, nu știu, să aibă șanse, habar n-am. Să fie și returul la Cluj, ar fi șmecher. Ar fi rău deloc. 19 persoane pe live, 27 de like-uri, vă mulțumesc mult! Cu United, ho-ho-ho! Noe. Nu mă, asta, United cu Barça să pice. United cu Barça să pice. Ar fi frumos. Ronaldo se întoarcă pe Camp Nou. Ho-ho. Bine, că nu-l bagă la partea a doua, dar n-avem ce să facem acum. Barça cu CFR. Într România, da, dar acum joacă cu 6 fundaș jalnic. Da, ce vrei, bro? Hai. Bă, ce nasol la CFR, cred, e că mereu cedează posesia, știi, cu, cel puțin în Europa, oricât de mică e echipa aia, cedează posesia. Adică... Bine, acum trebuie să bată, nu cred că o să o cedeze, dar Balcanii în tur a avut posesia în continuu. Și a egalat în minutul 95, parcă, CFR. Deci Balcanii în tur a avut posesia în continuu, în continuu. Da, știu, știu, bro. Ați pice United cu Barça. Ar fi frumos. Nu, cred că Villarreal e cea mai mare echipă din conferență. Cred. Da, joc de pe PS5. Ma, ce pasă asta, bro? Nimic. Da, mai este. Și West Ham, da, și West Ham, pe care PCSB o calarise pe stadionul lor cu alea, cum le zicem, de la de sufli baloane, tot cu alea lor făcuse frumos PCSB acolo, păcat. Cu balonașele lor. Vuvuzela. Bubbles. Așa. Marius Bauman. Bubbles. YouTube. Stanley Sport, bro. Și canalul meu King Gandu. Ok, deci se pot pune comenzi și pe TikTok. Am văzut că ai pus un semn de exclamare YouTube. Bine că mi-ai spus. O să pun data viitoare. Adică, mă rog, mi-ai spus. Ai pus comanda aia și noi. O să pun data viitoare, George. Da, mă, da. Am ieșit o prost acolo. Dar frumos meci, am jucat ca niciodată și am pierdut ca întotdeauna. Clasic! Clasica poveste. De ce cu latul? Mă...
Da, mă, a fost urât, frate, urât. Paolo, dă, bă, și mie un gol, Mendy, băi, frate. Nu vrea, mă, să dea gol, Mendy. E gol aici. Mamă, ce l-am păcălit pe prost. Salut, hai cu rancul. Mersi, Răzvan Gaming YouTube. Mersi frumos. Uite, mă. Bă, se mișcă mai mult decât decent pentru ora asta, sincer să fiu. Cel puțin meciul ăsta. E ok? E jucabil. Dacă vreți să vă băgați, e ce trebuie la ora asta, părerea mea. Părerea de chestia, bă, e bun. Puge de rupe. Numai Becali devine cu business-ul lui. Da, totuși aduce jucători buni, știi? Uite, companiul ăsta joacă de rupe. Transfer bun, reușit. Miculescu, nu. Omranie, transfer reușit. Da, oala, înger și demon. A greșit la gol cu Anderlecht, dar a dat. Deci, așa și Tama la mie îmi place mult. Oricum, cel mai bun fundaș, bă, cred că Planici a fost. Din ăștia mai, zic, de am prins eu. Varela, și ăla a fost bun rău. Țuca la Kirikeș, nu mai zic. Dar zic, din ăștia mai recenți, așa, Planici cred că a fost cel mai bun. Deci ăla îmi plăcea maxim. Deci pe Planici l-am văzut driblat doar de Felipe Anderson când a jucat Steaua cu Lazio. Atât. În rest nu l-am văzut să-l dribleze nimeni pe Planici. Și-a dat gol și cu CFR, minutul 95, mi se pare la un egal, țin minte, aici pe Național Arena. Da, Sucala era forță. Kirikeș, Varela. La Planici ăla îmi plăcea maxim. Sunt steriz, dar cel mai bun că băie Burcă. Băi, e bun Burcă. Nu zic nu. Pe mine mă deranjează când îl joacă fundaș dreapta, sincer să fiu. Oh, n-ai ce să-i faci lui Grasu. Ia și din mână dacă ești portar. Și Pap ăla a avut. Bă, și Pap. Să nu uităm, Pap, două goluri cu Irlanda, dacă nu mă înșel. Pentru ce OG? Dacă mai știți, cu Irlanda de Nord, cred. A dat două goluri și am bătut. A mai dat golul ăla cu Craiova. De la mijloc. De la vreo 35 de metri în vinclu. Și cam atât a simțit să fie făcut Pap. Ah, și a pierdut Steaua meciul cu Partizan din cauza lui. Unul dintre ele o forfecă. Bă, orice în locatea de România. Salut, Ionu Ștefan. Stați să o luăm în ordine. Dar a pierdut Steaua din cauza lui Pap cu Partizan Belgrad. A dat cu călcâiul, mai știți? Când a dat cu călcâiul, i-a luat-o de la portar, luniță, i-a făcut-o lor, i-a pus-o cu călcâiul, cu poarta goală, gol. Ne-am întors aia, am avut... Bătusem la București 1-0 și am avut acolo 2-1 și am pierdut 4-2 sau ceva de genul, cred. Nu mai țin minte exact. Și Bălașa a fost bun. Mamă, ușor mai fă un fake shot. Și Bălașa a fost bun, golul ăla cu Victoria Pâlzen, vai de capul meu. Deci, hai, paolo, 35 de metri, cam așa. Din lovitura aia liberă, dacă mai știți. Ăla a fost, hai de capul meu. 4-1 Steaua, atunci cine se aștepta după 0-0 sau 2-2, cât a fost la București? 4-1 acolo, Ali Bek, Teixeira, toată spuma. Da, așa lui Kirikeș. A fost... A, da, a fost... Vă dați seama ce campionat avem dacă să pună lui și Tamaș pe bune. Ce campionat avem dacă cel mai bun fundaș e unul de înjură suporterii și e beat mereu Tamaș. Vă dați seama ce campionat avem? Oh, ai de mă, îmi dai peste poartă, 2-2, da.
Mi-am plăcea mult de Raul Rusescu. Am luat-o întâi cu fundaș și bro, stai că ajungem și acolo. Cam ăștia au fost. Și pe laterali? Bă, la Toblevici, forță. Taș dreapta, nici nu mai știu ce avea. Râpă. Mamă, Râpă, frate, de n-a trecut Hazard sau cine era? Vai de capul meu, Râpă cu Chelsea. Hazard, 100 de milioane sau cât a fost de la luat Realul, l-a făcut Râpă, l-a băgat în pământ în meciul ăla. Deci, ce vorbești, mă? A fost Hazard, hazardat, cum ați becali. Enache, Râbu care a păcălit fotbalul. Nedelcule, e cu hainele ăla. N-ai văzut? Are nevastă asta magazin de haine și el e model pe acolo, nu știu ce. Rămâi fratele meu la haine. Mamă, și acum țin minte. No, să nu luăm gol, bine, nu e. Bă, și acum țin minte, dacă mai știți. Enache, Steaua cu Sporting. 0-0 la ei, 5-1 la noi, ok. Am spulberat. Bă, și a pus-o alibeg lui Enache. Nu știu dacă mai țineți minte faza. Bă, pe la vreo 9 metri i-a pus-o așa și a băgat un sprint ăla, un pas 2. Bă, și de la 9 metri, frate, portarul era colțul lung liber, funda și nu-l ajunseseră. A dat pe lângă, bă. Dacă bătea acolo Steaua 1-0, altfel era. Altfel era retorul. Pârvulescu, da. Ăla, Gheorghevski ăla, mai știți? Ăla din Macedonia. Era bun și ăla. Cu el parcă a luat Steaua ultimul titlu, cu Gheorghevski. Mamă, și Panțăru, de accidentat de 2 ani jumate. Nu cred că se mai apucă de fotbal ăla, săracu. Nu mai știu cine l-a accidentat. Vedeți că și Radunovici ăsta e bun rău de tot. Nu mai știu cine l-a accidentat pe Panțăru. Dar e cam gata cariera lui, sincer să fiu. E de 2 ani jumate accidentat. Dar meciul cu Napoli. Arbitru polonez, frate. Doamne, 3 minute și a lăsat 9 minute. Au vrut aia să-l linșeze. Ăla trebuia spânzurat acolo. La mijloc, oricum, mijlocul de rege, Pintilicu Borceanu. Da, la roșu Capetanos. Mamă, ce atacam Capetanos. Adevărat, Mernes? Nu cred așa ceva. Oh, te pup, Cristi, vorbeam de jucători OG. Uite, citește chat-ul. Ce lob am dat aici. Borceanu cu Pintilii, mă, n-ai cum. Da, deci la mijloc ăștia erau Borceanu cu Pintilii. Și Filip ăla. L-a plecat la Steaua după vreo 10 ani. Stai că suntem la mijloc azi și încă, Cristi. Am vorbit de cineva, de Steaua Napoli. Arbitru polonez, Cristi. Știi bine, curați. No. Las acolo moșul. Cum ăștia erau mijlocași? Benzi? Ce benzi a avut, mă, Steaua? Da, ținut-o mijloc. Ce benzi a avut Steaua? D-astea bune vechi. Popa. Da, Di Popa. Bandă bună. Da, Borcea, a alergat ca nebun în România și când a ajuns în Turcia, o să ia că nu e pregătit fizic. Care el avea o singură calitate, alerga pe bune, Nedelcule. Adipo Pamotoreta, Tănase, Dodel, da, Dodel Tănase. Doamne, ce meci am plâns atunci cu Ajax și eu. Și eu am plâns. Ia vedeți lob aici ce am dat. Mamă, când e să fie gol. Nicolița, da, Bănel Nicolița, am poză cu el. Boștină. Ăla e mai vechi decât ăștia. E altă generație ăla. Adi Popa, da, bun.
Nicolito, c'è. Da Atanasio il gol ora con Napoli di lovitura libera. Doamne, stai acceso. Schimb che avevamo 5-0. Florentin Dumitru. Nu știu. Piova. Stați. Deci cam astea au fost pensiile. Atacanți acum. Frații astea. Am fost odată la fotbal cu unul dintre ei. Portarul Carlos. Oh, nu. Voleu ăla lui Kirikesh cu Ajax, da. Ai acolo cu tap-tapuri, băieți, vă rog eu mult. Portarul Carlos, n-ai ce... Dairo Moreno. Da. Tu. Mamă, le-am drătat tu, mai știți, mă? A dat gol cu Basel în grupă, 1-1. Bă, mai știți, mă? Pe tatu. Păi, în 98-99, eu nu Ștefan, nu eram pe țeavă, bro. Că-ți născut în 2002. Nu prea aveam cum să mă uit în 98-99. Și ce zic? Wesley. Și ăla negru. Mamă, stați că... Mamă, să nu-mi facă ceva YouTube-ul. Ăla de culoare de la Vaslui. Mai era unul. Cu semi-dreaduri așa. Cum îl chema, mă? Ăla era bun rău de tot. Cum îi zicea, mă, lui ăla? Nu se medă, mă. Nu Adailton. Cum îi zicea, mă? Nu Mansur, mă. Cum îi zicea, mă, lui ăla? Era mare așa. Semăna cu Mark Henry așa un pic la față. Și la păr. Nu Wesley, ăla era brazilian și era chelios. Cred că a zis, ăla Nedelcule, uite mă cine știe. Ăla Nedelcule, mamă ce bun era ăla. Ăla, cum îi zice, Tembenjera ăla. Mamă ce bun era ăla. Vai de capul meu. Vedeți, Nedelcu a știut, sunteți mici, boi. Nu l-ați prins pe ăla. Mamă, și ăla era bun. Așa, Pio Vacari, am zis, tatu. Mamă, ăla de la luat de la... De unde l-a luat, mă? De la Iași. Și-a dat un gol în 30 de meciuri. Golubovici. Mamă, ăla a fost printre cele mai mari țepe luate de Becali. Adi Rocea. Îi făcea porumbăiul varză la fiecare meci, dar dădea goluri. Pe bune. Mamă, ăla Golubovici, ăla de 2 metri, a dat un gol. Și ăla din 11 metri, în 30 de meciuri. Mamă. E bună, bine. Cine mai era, mă? Atacant. Capetano, s-a zis. Pio Vacari, regele. Numai din Almecăr dădea Pio Vacari. Zeu. Doamne, golul ăla cu Basel, de-a pus o țuca la față de 60 de metri din apărare peste și a scăpat singur, ești nebun. Zaharia, nu știu. Nicolici. Da, Ștefan Nicolici, cum să-l uităm. Bun, bun. Muntenegran. Bun și Nicolici ăla. Bun rău de tot. Victor și Jacob. Cred că am auzit de asta. Vale, pare și da, 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 da. Când le-a dat 3 erori de la Maccabi Haifa. Mamă. Mamă, cu japca golul ăsta. Tevenjera, mai uite, mulțumesc băieți, știu și băieții de la TikTok. Sân Martean, am uitat de el. Am uitat de Lucian Sân Martean. Doamne, ce mijlocaș. Cine a zis, știți faza aia? România cu Polonia? Și l-a întrebat Lewandowski pe Tsukala. L-a sunat sau nu mai știu. Cine e ăsta că e bun rău de tot de la voi, de la român, nu știu ce. În ce campionat joacă din primele 5? Așa l-a întrebat și l-a zis în România. Și câți ani are? 38. Și a zis, dacă n-avea 38 și avea 25, păi se ducea departe. Vorbeam eu cu cineva sau ceva de genul, a zis Lewandowski. Era bun rău de Thomas în Marteanul ăla. Goian! Adil Tereo, da. Câți ani are băiatul ăsta și când a zis că e mare păcat, da, a zis, tatu, s-a zis, tot era mai bun Wesley decât Evangelia ăla, da. Wesley are cele mai multe goluri date de un străin, nu în România, cred. Am uitat de la Eric, doamne, dacă mai știți golul lui Eric cu Fiorentina, cel mai frumos gol din Europa League.
votat. Lemnarul. Mamă, lemnarul ăla lemn a fost. Când, deci golul ăla lui... Eu îl votam golul Pușcaș anului. Deci ăla lui Eric Foarfecă cu Fiorentina. N-am văzut așa ceva. Regionalele. Pe 10 turneu de dublu. Pe 20 turneu din nou de dublu dacă ne calificăm de pe 10-11 mai departe. Și pe 26-27 Champions League-ul. Și primul regional propriu zis e pe 7-8 ianuarie. M-a prins. No, no, m-a prins. Eric are cele mai multe. Eric? 2x2 doar pentru Next Gen. Turneul, da. Și toate turneele sunt pe PS5. Dacă luam mai devreme pe sărbătoarea națională, avea viitor. Da, probabil. Da. M-am atras de tricou și am mutat și portarul. Combinația pe... Zapata! Mulțumesc frumos! Doamne ăștia! Ma... Frate, na. Cum găsiște X-ul ăsta pe Haaland ăla? Sorry, not sorry. Nu se updatează, mă, ăla. Păi eu am scăzut, Raul, de 10 locuri, cum nu se updatează? Pe Vedeanu. La 4-2 în joc. Alex îl are antrenor pe unul de a fost la Steaua. Bun. Hai cu tata pe acolo, băieți, vă rog eu pe TikTok. Mulțumesc de susținere. Și dați un follow dacă vreți. Fac live-uri mereu pe TikTok. Fac live-uri zilnice pe TikTok. Cu FIFA. Dacă zic, bă, nu știu, Raul, eu am scăzut 10 locuri, deci nu știu. Gen, s-a updatat, că dacă am scăzut 10 locuri, e clar că s-a updatat ceva. Părerea, Andule, că am jucat de ieri de la 12 până azi la 9 dimineață, fa. S-au mai făcut și de-astea pe aici. A pus pauză, mă. Hai de vere, îmi dai constant pressure și tu să fii în modă cu oameni. Thanks for the likes, bro. All of FIFA. Thanks. Mă dor și firele de păr. Ai făcut bășici azi. Stătea grasul săracu, așa stătea. Deci mai de oră să primească pas. Uite bă, nu mai se afișează scorul. Bă, e bug, băieți, bă, vi se afișează. Și uitați,
ID-ul nu mai se afișează, ce e asta, frate? Cât e ceasul? 5 și un sfert. Mamă! Nu stă în grafic. Nu stă în grafic. E nasol. Dacă meciul începe la 7... Mamă, joacă 3 fundași, amă. Trec cu artista. Cum zic italieni. Asta e meciul 6, ba da, asta în grafic, e bine, e bine. Predicții, băieți, la voluntar cu Petrolul, că mă duc la meci. Eu zic egal. Am încercat și eu 3-4-1-2, la pauză avea 6-0. A, am înțeles. Nu mai încerca. Nu mai încerca atunci. Opa. Paul. Bine, șași. Sorry, sorry. Flavian Scăfă. Ce-ți fac, Flaviane? Uite, mă joc și eu pe aici. FIFA. Weekend League-ul. 6-0. Ah, trebuia să las golul ăla cu Messi, care a fost de viață, să mai vedem o dată. Mă-mi place că găsești oponent instant. Oh. 20 de oameni pe like, 43 de like-uri, vă mulțumesc mult! Purtoa, apărare bună, Fernando Morient. Dar cred că joacă bine, că văd care răbdare. Bravo. Mai găsi ghiturile ăsteau că vreau și eu. Am căutat pe market, bro, pur și simplu. Vezi că mori tanks. Dacă mai avea ceva pe aici. A, Moriente săra. Am citit, vezi că mori. Păi e lengti, nu? But there's so much more to me than eyes can see. Than eyes can see. I'm not buying. Am pas la portar, am dat de cel mai răbdător șcător. Brav. Așa le alint eu că e de-al casei. Aia e. E fratele tău. Băi, e interesant pacheta asta, rău de tot. Eu cred că West Ham câștigă conference. Să vedeți voi. De n-o fi așa. Bravo, bă, Ginola. Eu mă turiu duc cu noi. Tu ce întrezi, tu dai cu cap. Nu, olo, la mine weekend-ul ăsta a fost stricat. Cât ai făcut, Ianis? Grasu, sorry, not sorry. 7-0. Mama a vrut să zic, nu așa. Ce nu așa, bă, ia să vedem. În gura porții, devața antrenorul la grupe. Mamă.
Pe PC nu sunt, bro, atunci. Abia se găsesc pe consola. Am 7 cu 8, m-am oprit puțin acum. Hai cu 11. Hai cu 11, bro, să iei pachetul ăla de inform. Poate te lovește de acolo cu ceva. Hai că nu erau 7 cu 8. Și data trecută am făcut 13 cu 7. E și weekendul ăsta mai greu, bro. Că e Dembele, e Team of 2 cu foarte bun. Joacă. Contaci. Che bellezza, che golazzo. Un picacu, un tigro. Purtua iar. Am crezut că e același, vreau să vă mint. Parcii sung de băruine. Mamă, stare 7000 locași în echipă. Uite, am urcat aproape 100 de puncte și tot acolo sunt. A. A, atunci e groasă dacă nu se updatează. Fă de un șpriț, amin. Deci, e groasă dacă nu se updatează atunci. Măcar l-a zis să se updateze. Dacă nu se updatează, cum zic ei. Mamă, cine e ăsta mic așa, mă, feo? Vamos, caralho, vamos. E seva. Bine, 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 nimic, nimic. A, și tu joci pressing, mă, mă, frate, ești curat. Ce cameră folosești? 20 cu 0 co, bro. Ai videoclip la mine pe YouTube, King Andu. Ce setări folosesc la cameră și la manetă și le și explic. Părerea e fa 23 față de celelalte. Bro, cred că e jocul care te pedepsește cel mai mult. Dacă ratezi, adversarul îți dă gol. La 22 nu prea era așa, să știi. Te pedepsește cel mai mult. La 22 ratezi de foarte puține ori, pentru că era acel extra pas, știi, și te găsea liber cu poarta goală. Aici, dacă ratezi, cel puțin la nivelul ăsta pro, te pedepsește ăla. Ceea ce e destul de nasol. Că la regionale poate să te afecteze asta. FA 20 cel mai bun. Bă, să știi că mi-a plăcut foarte mult FA 20, deși am făcut odată elit, mi se pare, la FA 20. Adică nu eram un jucător foarte bun. Și pe weekend cu vechi, eu singură dată am făcut 27 de victorii. La FA 21, în august. Abia în august am făcut 27 de victorii. În rest, la FA 21 am făcut Elite 3 în continuu. Așa făceam. Bine, eram și cu Baco, n-aveam așa mult timp să mă dedic jocului. Mamă, ce tackling! Eu am făcut 22 cel mai mult, cred. Bun. Poți acolo la Elite. De ce nu l-ai pe Valverde SBC că mă? Briceagu, mă întreabă. Bă, m-am gândit să-l fac, bro. Pentru că s-ar putea să se lege în echipa nouă de o fac pentru chemistry. Il Lorente e mai bun decât Valverde, părerea mea. Și Goretzka dă cu noi. De-aia nu l-am momentan. Dar bine, dacă aș pune Valverde, cred că ar sta în full Valverde. Llorente stă în două. Dar cred că și în două e mai bun Llorente decât Valverde. Și îmi place mie foarte mult Llorente. Mi-e foarte ciudat că am pornit cu 4-1. Ai, bro, ce să faci acum? Aveam 11 ani, erai mic. Lasă, bro, că la 11 ani vergi gang. Făcea 28. De la 9 ani se joacă vergi gang, chica. Ăla și la FA 20, mă, făcea 30, ești nebun la cap. La 19 nu știu cât făcea. La FA 20, acum 3 ani. Are 16 ani, deci la 13 ani. Mă. Acum am găsit vreo 3-4 băieți de la de 13 ani, de fac rank 1 pe Twitter. Un bulgar, un neamț și încă cineva. Dar ce este mai bun Llorente decât vă vede pe Lordoman? Bro, stilul meu efectiv e foarte rapid, nu știu, mie îmi place foarte mult Llorente. Poate nu o fi mai bun, dar pentru mine e mai bun, cel puțin. Bine, nici nu am încercat pe Valverde pe Rotomon. Dar sunt șanse foarte mari să-l fac. Expirat, Valverde. Ia uite mă, s-a lovit cu capul de bară. Îl fac și eu pe Valverde.
Salut, salut, Adelin, Edith, salut! Nu, Stupinian! Pe cine aș putea... Imediat își citesc vreo întrebare, stai așa. Pe cine aș putea lua Căbu sau Răbuț să facă chem cu Valverde și cu Pedri? Llorente! Care își poți de Răbuț? E foarte bun și acolo. Valverde e bun și cât dă mâini și cât mâini, Llorente. Și Llorente la fel. Păi au statusuri asemănătoare, nu? E cam fraudă, Renato, am stat și faiere la prețul ăla, să știi. Salut! Te mă sută care e echipa ta preferată de fotbal. Bro, din România FCSB și din străinătate Real Madrid. Mă spune că crește în prețul dacă l-am mulți. Ce e, supply micuț pe Renato? Bun, Adeline, bun. Alan din form. E cu mult peste la gol. Bă. Nu cred. Cât e dublu, nu la preț. Nu știu ce să zic. Militao sau Rudiger? Rudiger. Ia mai ridică-te. Mai bun în game Rudic pentru așa plep? Da, bro, e mai bun. Se bagă Barkley. Oh, Ross Barkley. Ce-am vrut să-i fac? Ah, uite mă, bă, nu înțeleg mă cum ia la camă. Am luat și gol. Ok. Ceau militarul, mi-a părut bine. Rodrigo sau Ansu Fati? Rodrigo, bro, clar. Mamă, 569 de vizualizări pe TikTok. Cel mai mult a avut să sem 300.
Aproape dublu. Bine rău. Am avut și 12 oameni pe dedică ocazie. E bine, creștem și acolo pe live-uri. E nou canalul tău de YouTube? King Andu, da bro. E nu știu. De 2 săptămâni cred că postez pe clipuri și live-uri. Aici o să fie live-uri doar în weekend league. Salut, merită Messi Player of the Month. Dacă îl scoți în 450 de cada, să joci o formație Nero. Aripă, nu e bun Messi. Și nici cam, sincer știu. Doar joci 4-1-2-1-2 și să-l joci cam acolo, da, e bun. Sau 4-3-2-1. Bro, de ce așa bun Messi dacă e rolul? Păi asta îl face special. N-am mai fost niciodată în istoria FIFA un card atât de bun să fie low-low, știi? Și e special pentru că nu știi cum stă în teren. Dodo de la SBC, cum e viața de pro? Dodo de la SBC, haha. O să fie bro, bună. Ca unui om normal. Tot o viață. Fault, ce asta mă? Frumos. Bicicletă, bro, nu crochet. Mam, n-am mai știu ce să fac. Trebuia să mă întorc și X. Am greșit rău de tot aici. Elastic or reverser. Hello, hello, I'm the best, hello. Thanks for tap. Elastic or reverser, elastic, o bicicletă, scooter, fake shot, ruletă, cancel my giddy. Cam astea sunt. Nu se poate, mă. Preluare printre doi, dar cine e Haaland ăsta, mă, băiatule, mă? Bună rău. Da, mă, ce centrare. Poți să intrare, deci. Bărbatul obține schemă bună, dar nu făcută des că se obișnuiește adversar. Ai încercat vreodată power shot? Da, bro, sigur. Normal. Dar e foarte rar de jucat power shot. Nu prea ai momente în game, mai ales cu jucătorii pro. Când joci cu ei. Pentru că ia multă animația. Bine, din... Cerca glitch-ul ăla de nu mai se face animația la power shot. Ăla e ok. Ia să vedem că încerc acum.
Asta cred că a fost power shot, dar fără animație. Ai văzut că Tavi e 70 de OVR? Da, bro, da. De fapt, dacă... na. Din păcate, niciun jucător român nu este utilizabil, nici măcar Hagi ca icon. Da, pe limba română, Link. Ho-ho, bun asta. 8-0. Mulțumesc foarte mult, Adeline. Mulțumesc mult. Sunt live, eu zic zilnic aici pe TikTok, știi? Și pe YouTube, bineînțeles. Pe YouTube King Andu, dacă vrei să mă cauți. Te pui micro, ce faci? Bun, 8-0, încă două meciuri, băieți. Să fur meserie. Floris Conate, mamă. E dracu Conate la Ribery. Napolianul lor. Băi, să știi, sper să ia titlul. Imediat vă citesc întrebările de pe TikTok. Ai videoclipul tacile 4-2-1? Nu am, bro. Probabil o să fac. Nu cu 4-2-1 deocamdată, dar o să fac cu alte tactici. Bine, bă. Cum ar fi? Bă, și Benfica joacă frumos, rău. Mamă, meci Benfica-Napoli. Cred că se dau 10 goluri, tur-retur, per total. Un Napoli-Benfica ar fi frumos, rău. Ce bine arată de bune cu tricoul de la FCSB. Și Ronaldo Gras. Prost, am scos fundaș. Ia încă de pas acolo, de-aia am scos fundaș. Dar n-am apucat să iau. Nu se poate, bă, să dai așa. L-am prins pe Ronaldo la 790k, merită. Ronaldo Gold. Așa scump e? Bă, cum să ratezi, frate, de acolo. Mai se și apără cu Iberia asta. Că uite-l cum faci, te virez. Rotește-te acolo.
Aia, City se zice că ia în fiecare an și nu e niciodată. City cu PSG în fiecare an. Ele joacă finala, ele câștigă nu știu ce și nu e niciunul. Numărul de 91. Ah, da, merită, bro, merită. E bombă ăla. Este un... Mami, uite ceva în ochi. Bă, ia vedeți ce gol a avut. Predă fotbal în mijlocul la L'Oreal. Pe bune. Mijlocul ăla și ce mai e cu Tchouaméni, Camavinga. Ești nebun. Valverde, că ăla o să fie mijloc. Eu în final nu, chiar nu știu sincer să în finală. Pot așa, Benfica și Napoli să ajungă sus, știi? Una din astea două să fie în semifinală. Da, din Glezna, a câștigat Real. Zidul Berlinului, Conate. Școala vieții reală, am trecut pe bune. No, bine, bă, Rudigeru. Pe bune, că am curtea școlii PSG. Cu... Am curtea școlii. Aia dest în atac. Stau la pomană, nu se retrag niciodată. Atacanți. Așa și PSG. De oameni pe live, 49 de like-uri. Hai încă un like să facem și noi 50. Vă rog mult. Încă un like, încă o persoană să dea like. Mersi, Domi. No, de ce fac eu jumbuș locuri de-astea? Hai că îmi luam kick-off. Rudere, hai, hai, că bă, aștept asta. Nu, aștept, dar nici nu încurca. Cel puțin cardului. E foarte bun.
Am înțeles și de acum. Putea să mă întrebați acum orice, băieți, că meciul ăsta l-am rezolvat. Shadow Micro Micro. Da, eu dacă nu ies. Pentru 400 de coins, aia nu ies. A, ăsta, Shadow Madness. Că e lengthy și cu Shadow. Ăsta e avantajul la el. Nu chiar orice atunci, Micro, na. Bă, mă las una pe aici. Ai, bă, moșule, bă, nu ieșeai și tu. Făceam bine tuturor și ție și. Bă, cu analogul acum de nebun. Ce să-ți fac? Bă, acolo de boala copiilor cu analog. Mam. 54 de record, 25 de oameni pe live, vă mulțumesc. Mamă, ce greu trece un meci de fada, dacă stai și te uiți doar așa, fără să joci. Douăzeci de ani am domnit. Mamă, ce ai rămân, că scade 3 ori. Uite, o, mă, că nu mai îți dădeam alt gol. Disperatule. O, lo. Mai avem un meci după ăsta, băieți, și terminăm live-ul și le continuăm mâine, tot de la ora 4, tot pe acest canal, după cum v-am obișnuit, Weekend League-ul se joacă aici. Take it.
Bom. Dai, testo mi è giusto. Benzema. Am bătut pe Benzema. Și am văzut minutul cât au 89. Bun, ban pe ban. Dați voi acolo tap-tapuri, băieți, pe top, vă rog frumos. 9 cu 0, bun. Hai vedem ultimul oponent. Hamburger. Ia să vedem ce echipă are. Are Neuer, ca mine, ca în Jiș, Schweinsteiger, mamă! Mamă, ce m-a adormit meciul ăla. Sperăm că nu joacă ăsta bine rău. Am înțeles, o ia drept om. A colțul lung, frate, am dat. Bravo, bă, grasul. Bun. S-a revanșat meciul ăsta. Pentru ce m-a ținut ăla. Lucas Cristian. Deși pe Benzema și pe Ronaldo i-am bătut. Bine, rău. Ia să vedem, poate avem niște pachete aici la obiective. Mamă, decât un contract, doar un contract pe oră, nu e bine. Pe curtoace e chiar să pun. Mănușă. Ăla cu mănușa. Am uitat cum se cheamă. Stați că aveam un pachet aici. Pentru ăsta de victorie sau nu știu ce am făcut. Glove, așa. Ia să vedem, avem un preview și un tu 75-83, da. Din preview. Opa, un borț. Na. Ce să pun pe curtoa? Glove. Hai să vedem și pachetul ăsta. Și ne pică nimic. Mamă, ia vedeți, mă, Hyperlink în pachet. Merită, bro, dacă poți să-l faci la 400-500 de K. Messi. Băi, 10 cu 0. Am atât cu live-ul ăsta. Du-te bucătări la meci de recantezi la FIFA. 29 de oameni pe live, 58 de like-uri. Vă mulțumesc foarte mult. O secundă. Deci ne revedem mâine tot aici la ora 4 și pe TikTok tot așa. Mulțumesc celor de pe TikTok de susținere. 678 de vizualizări pe TikTok. Deci un record, să zic așa. Și canalul meu de YouTube unde postez tutoriale, review-uri la jucători și acolo fac live în cursul săptămânii. Aici fac un weekend. Dați și voi acolo abonare. Poate reușesc să fac și eu 300 de abonați. Mai am nevoie de 3 oameni să-mi dea subscribe. Fac și eu 300 de abonați. M-am apucat cam de 2 săptămâni. Vă rog frumos. Arhitect pe curtea ca să-l faci lent. Uitați aici. E de pe TikTok, canalul meu de YouTube. Și ce să zic? Iorente cu ce cheam? Shadow. Shadow. Hai că-ți faci echipa mea. Bă, cum devin și eu mai bun la fac că nu mă pot califica. Oh, chena.
Cred că trebuie să apelez la contaci atunci, bro. Na, nu știu. Trebuie să te uiți la tutorial, îți dai seama. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea de azi. O susținere incredibilă. Și ce să zic? Mulțumesc celor de pe TikTok care s-au uitat. O să închid aici live-ul de pe TikTok. Pe YouTube mai stau un minut și o să-l închid și acolo. Ne reauzim mâine la ora 4. Vă mulțumesc mult celor de pe TikTok. V-am lăsat, salut. Bun, așa. 1000 de like-uri pe TikTok. Bun. Așa. Stați să închid asta de pe TikTok. Vă mulțumesc mult și vouă de pe YouTube pentru 58 de like-uri. Am fost vreo 30 de persoane pe live până la ultimul match, deci vă mulțumesc foarte mult și mâine terminăm weekend league-ul și deschidem pachetele, evident. V-am lăsat, vă mulțumesc foarte mult și ne auzim mâine. Salut!